Trei dintre greii muzicii românești, Ioan Gyuri Pascu, Teo Boar și Vlad Gneșević, au fost invitați de mai multe ori la Casa Veche din Roman, dar și oaspeții emisiunii Listen to Rock, Be Rock, susținută săptămânal de o puștoaică la Roman 24. Cei trei au vorbit despre pasiunile lor pentru muzică, despre talent și despre muncă. În stilul șugubăț, Ioan Gyuri Pascu și prietenii săi au răspuns tuturor întrebărilor despre lucruri serioase pe care le face un om de-a lungul vieții sale. La mine primul contact cu muzica a fost când probabil doctorul m-a lovit peste fund, așa cum am născut, și atunci am scos primul sunet, care a fost prima mea manifestare muzicală. Asta a fost, când m-am născut. Regretatul artist a răspuns și la o întrebare ce se pune adesea: cât din viața unui om este talent și cât este muncă? Păi 97% talent și 3% exercițiu. Așa e. La mine așa e, nu știu, la alții nu știu cum este. Eu n-am avut timp să exersez mult bine. Dacă e să luăm așa, să vorbim mai mult, fiind în corul școlii mult timp, din clasa a treia și pe urmă, din clasa a noua, intrând în corul de cameră, normal că se disciplinează emisia vocală, dar eu am avut o putere fantastică de a cânta în orice fel auzeam. Deci eu ascultam la radio muzici, pentru că pe vremea aia nu aveam altundeva unde să ascult. Și efectiv, dacă cineva cânta în bel canto, eu începeam să cânt dacă cântam în bel canto. Dacă era emisie de pop sau de rock, aveam această emisie. Deci dacă era Nicoli Fantis la radio? Dacă era Nicoli Fantis, atunci limitam pe Nicoli Fantis. Eu eram, imitam de foarte. Talentul trebuie susținut în viață de muncă. Multă muncă. Ce înseamnă a fi vedetă și cât reprezintă vedetism sunt alte puncte de vedere ale regretatului artist plecat la doar 55 de ani să facă artă în ceruri. Este o întrebare capcană, pentru că nu știi când, dacă te mai naști odată, unde și cum te naști. Pentru că acum te-ai născut cu niște anumite talente și cu anumit har, pentru că altfel informația totală este în ADN-ul fiecăruia, dar fiecare când se naște într-un anume trup, are o anume misiune pe pământ și atunci anumite talente pe care să le înnobilești și cu care să-ți faci treaba pe pământ. Dar dacă noi ne vom naște cu talent de fierar, după aceea degeaba vrem să luăm de la capăt la fel și de fapt să avem urechi de tablă și să cântăm foarte prost, am avea șansa să intrăm în discoteci, să fim vedete, da, ar fi o șansă mare. Sau să nu putem vorbi, ca lumea, am avea o altă șansă, să fim parlamentari. Deci nu se știe niciodată, cu cât ești mai puțin talentat, când te naști ai șanse foarte multe să ajungi vedetă. Marele artist a avut puterea să emită judecăți de valoare și despre amintirile pe care le are omul în viață, dar și despre puterea de a alcătui și un memorial al bucuriei, nu doar unul al durerii. Până nu aveți atâta card de memorie câte amintiri avem noi în memorie și n-are niciun rost. Vorbim rusii și toată lumea trăiește numai din amintiri, văd că toți cu filmele românești ne recuperăm trecutul, cu emisiunile românești ne recuperăm trecutul, toată lumea plânge la memorialul durerii. Dar să facem și noi memorialul bucuriei prezentului. Acum ne bucurăm să cântăm și asta e cel mai important. Amintirile rămân acolo, răscolesc pe domnul Duță de câteva ori, câteodată. Amintirile mă chinuiesc. Pe noi nu ne chinuiesc amintirile. Pe mine vorbea nici mușchii nu mă încurcă pentru că n-am. Dar de aceea am mâncat un mușchi de vită mai înainte. Ioan Gyuri Pascu a avut și opiniile sale bine conturate despre viață, despre bucuria lucrurilor bine și temeinic făcut și despre faptul că viața nu trebuie să fie o teoremă matematică, ea trebuie trăită pur și simplu pentru tine și pentru semenii tăi. Toți suntem meșteri foarte buni în viața celuilalt. Toți știm mai bine cum trebuie celălalt să trăiască sau ce să facă. Așa că niciodată nu vă uitați sfaturi. Întotdeauna mă bucur să le sugerez, după ce am trecut prin experiență proprie, să le împărtășesc experiența mea proprie și să le spun, în momentul în care ți-ai găsit menirea și cine ești, să te ții cu bucurie de ea, să ai bucuria lucrului făcut fără mare așteptări. Pentru că de multe ori îți fixezi vise și dorințe și ele sunt cele care te împiedică să le îndeplinești, pentru că ești atât de înverșunat să le faci, încât nu te mai poți bucura de drum. Și atunci bucură-te. Acum cânti, dacă cânti, cântă și pe aia vezi. Dar noi întotdeauna ne punem acolo să ajungem nu știu cine și după aia n-ajungem și plângem. Ori noi, ori mămica, ori tăticul, cineva plânge. Viața nu e o luptă, viața e un dar. E de împărtășit, nu trebuie demonstrat nimic. Noi tot trebuie să demonstrăm tot timpul. Ce să demonstrezi? Că nu-i teoremă viața.
Cu un dezvoltat simț al ironiei și autoironiei, marele artist a emis judecăți de valoare despre viață în general și despre artă în special. Arta este făcută pentru a rămâne în inima oamenilor pentru eternitate. Marele artist s-a numărat printre cei care sunt de părere că la noi, în general, celebritatea și prețuirea pentru oamenii de valoare se cucerește abia după moarte. La mine secretul e că nu am murit, pentru că încă trăiesc, mai sunt pe scenă. Dacă muream, probabil nu mai eram, cred că ăsta e singurul secret. În momentul în care nu mai trăiești, nu mai ești pe scenă. Rămâi doar în inima oamenilor. Și atunci devii mult mai celebru. În general, ești mult mai apreciat după ce nu mai ești. Mă și gândesc totdeauna așa cu un zâmbet semi-amar, așa în colțul gurii, cum o să fie după când o spune, vai, domnul Pascu, întotdeauna găsea un zâmbet, ce artist, țara este mai săracă acum cu nu știu ce cultura română a mai sărăcit acum după dispariția domnului Pascu. Ce puțin, nu i s-au dat oportunități, n-a fost lăsat să facă nu știu ce, nu i s-au dat posibilitățile toate, ce păcat, acum este prea târziu și ne pare rău și nu știu ce, asta e, pentru că de astăzi... Biografia, da. Autocritica și autopsia. Da. Așa spune că sunt da, cele sigur. Trei faze ale vieții. Da, asta era chestia. De astăzi, cultura română este mai săracă. Niciodată Ioan Gyuri Pascu nu a avut dificultatea de a alege între actorie și muzică, a avut însă întotdeauna bucuria de a iubi ceea ce a făcut, de a se bucura de spectacolul vieții care trebuie trăit așa cum îl simți. Pentru mine nu este greu niciuna, nici alta, pentru că asta e bucuria mea, asta e ceea ce știu să fac cel mai bine și mă bucură. Și pentru mine, în momentul în care fac ceva ce iubesc și ce mă bucură, înseamnă că de fapt n-am lucrat nicio zi în viața mea. Pentru că așa se spune, că te chinui și lucrezi. Un mare chitarist american spunea, don't work on the stage, play. Deci nu, muncești acasă și pe scenă nu muncești. Te joci. Pentru mine face parte din acest spectacol al vieții. Pentru mine... A fi om și a te juca cu toate celelalte, știind care e menirea ta, vine din poanie și știi că ești de fapt un instrument al divinității care doar dai mai departe ceva ce ai primit. Eu sunt așa, dar ca un canal, ca o țeavă. Așa că mie dacă e să scriu, dacă e să cânt, dacă e să... Fac actorie, nu e greu. Ioan Gyuri Pascu face parte din lungul șir al artiștilor români de valoare care la doar 55 de ani după ce a fost rost de o boală gravă de inimă pe fondul unui diabet, a părăsit scena vieții în plină glorie. Membru al grupului Divertis, Ioan Gyuri Pascu a făcut parte din pleiada de artiști de valoare ai lumii artistice românești care, din păcate, în ultimii ani părăsesc rând pe rând scena vieții terestre spre a se muta pe aceea din ceruri. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-i ofere bucuriile vieții de dincolo, dacă aceasta există.